Numele Domnului Hristos, vă invit să deschidem ora de servicii divin cu imnul numărul 17. Doamne Sfinte, te mărim!
veci sus în ceruri, în glorie și în mărire, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, venim în acest moment, plecați înaintea Ta, să-ți mulțumim pentru această ocazie de sabat care ne-a oferit să stăm în fața Cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru că ai pus în fiecare dintre noi cei prezenți acest îndemn ca să venim aici să ascultăm Cuvântul Tău. Și te rugăm ca prin puterea Ta și prin Duhul Tău cel Sfânt să transmiți mesajul care Tu l-ai pregătit pentru noi prin servul Tău, solia Ta care să încurajeze și să aducă speranță și nădejde în viețile noastre. Ajută-ne ca să fim eliberați de orice gând, de orice grijă, de orice povară pământească și să putem fi atenți la tot ceea ce Tu ești gata să ne oferi. Binecuvântează-ne și ajută-ne ca viața noastră să fie o viață sfântă, o viață curată, plăcută înaintea Ta, consacrată și convertită, pentru ca Tu, la rândul Tău, să te folosești de noi în lumea aceasta. Dorim să fim o lumină în locul acesta, acolo unde Tu ne-ai chemat și ne-ai așezat pe fiecare, ca să dăm o mărturie frumoasă și plăcută despre credința care noi am cunoscut-o prin Tine. Binecuvântează-ne și ajută-ne ca totdeauna să fim bucuroși, să fim mulțumitori și să Te laudăm pentru orice dar bun și frumos care vine la Tine. Vrem să ne închinăm cu recunoștință, binecuvântarea Ta să o lași peste servul Tău și să faci Tu ca cuvintele care vor fi rostite să fie binecuvântate de Tine. Și îți mulțumim pentru că știm că Tu vei lucra mai mult decât îți cerem noi. În numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm. Amin. Duceți după azi Dumnezeu și să le slujiți. Amin. Frații, ia cum să rugă să strângeze cine și ta. Thank you.
nebinecuvântat și îmi bucură o stătă așa mare, mi-aș vrea să ne câștigăm existența și nu vă mulțumim niciun lucru. În ceea ce mi-a dat, copii de adus așa să dau știe și de bună voie ca să fie ca în casa ta, să l-am legat 500 de bunătate de stătă, să fie folosite la lucrarea ta ca la viața sa de două și făptură. Te urmează de binecuvântarea ta în administrarea bolului pe care credeți, să fim mai administratori, să simțim cu cine să și de bun, să simțim cu lucrarea ta, să contribuim astfel la devenirea Domnului Hristos. Vă mulțumim că ați scutit Domnul Hristos. Amin. Așa Domnul Iisus să fie cu noi, cu toți.
Și fac ca Domnul Dumnezeu ca să primim o binecuvântare specială în această dimineață. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care îl consider extrem de important. Fratele Andru, pe la adus aminte că ar trebui să vă spun pentru cei care am făcut oameni de rugăciune cine sunt, nu? Numesc Ionor Roșca și împreună cu soția mea, cu Lili și Teodor, băiatul nostru și Alana, fetița, îi vizităm pe cei dragi noștri, părinții, soției mele, fratele de la Ilor, sau la fratele Petre, sau la Elena și, de asemenea, pe frații și cunoații noștri pe Avel, pe Părinte, și curăm pe ei și pe Elena, au ales să fie numai de bine. Iar fetița noastră este extrem de vocală. Nu știu de unde moștenește, cred că de la din altă parte a familiei din Arabie. Din păcate știm de la cine moștenește, așa că... Așa cum am amintit, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj care cred că este extrem de important. Aș vrea să mă vorbesc despre har. Acum îmi dau seama că ați ascultat probabil nouă predică, nicouă, care vorbesc despre harul lui Dumnezeu. Și nu pretind că vă voi aduce ultimele noutăți în materie de har. Nu pretind că vă voi prezenta ceva pe care nu l-ați auzit, un lucru pe care nu l-ați auzit până în acest moment. Însă îmi doresc ca prin Harul lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, să putem să descoperim profunzimea Harului Său. Trăim într-o societate, trăim într-o biserică care este extrem de bine organizată și structurată. Și uneori, din păcate, reușim, între ghilimele spus, să ratăm importanța Harului în viața noastră. Suntem preocupați mai mult de reguli, de legi, decât de harul care face posibil ca aceste legi și aceste principii să existe. Versetul de început pe care aș vrea să îl citesc se găsește în Cartea Romani, epistola scrisă de Pavel Romanilor, în capitolul 6. Iată ce citim aici. Roman 6, versetul 25. Fiindcă plata păcatului este moartea. Și știm toți foarte bine, din păcate, ce înseamnă acest lucru. Experimentăm această moarte aproape zilnic. Nu neapărat în mod personal. Experimentăm îmbătrânirea, degradarea, cei dragi, unii dintre ei trec la urmă și pe rând, toți ne ducem. Plata păcatului este moartea. Dar, darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Cum obținem această viață veșnică? Cum putem obține acest dar deosebit? Viața veșnică. Cum? Vă întreb. Ce anume trebuie să faceți ca să primiți darul vieții veșnice? Acceptăm harul. Acceptăm harul. Cineva a spus ceva înainte? Să ascultăm? Păi hai să mai citim încă o dată versetul. Zice, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu pe care îl primești doar dacă asculți, este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să primim darul. Când cineva vă face un cadou, ce trebuie să faceți ca să primiți cadou? Să-l primiți. Când îți spune așa, să-l primiți. Ce ne cere Dumnezeu pentru a ne oferi viața veșnică?
Vă rog frumos să nu spuneți încă o dată că ați ascultat. Că nu scrie în verset. Singurul lucru este să primești darul vieții veșnice. Harul este un concept care este greu de înghițit. Este o binecuvântare. Însă este un concept greu de înghițit pentru că suntem creați în așa fel încât să credem că prin puterile noastre noi putem să obținem ceva. Dacă realizăm ceva, dacă avem o casă, dacă avem un serviciu bun, dacă avem un viitor, dacă reușim să îi aranjăm pe copiii noștri, este pentru că am muncit din greu. Suntem creați, suntem croiți pe modelul acesta. Ca atare, atunci când vine vorba de biserică, când vine vorba de credință, când vine vorba de relația noastră cu Dumnezeu, mi se pare că trebuie să facem un anumit lucru ca să merităm dragostea lui Dumnezeu și harul lui. I-am prezentat pe cei din familia mea. Băiatul meu, care nu este aici, are grijă de surioara lui Benjamin. Vă întreb, ce trebuie să facă Teodor, băiatul meu, ca să fie băiatul meu? Trebuie să mă asculte, nu? Nici măcar lucrul ăsta. El este fiul meu. El poate să aleagă să nu fie fiul meu la un moment dat. Dar alegerea o face doar în momentul în care nu mai este. Câtă vreme s-a născut în familia mea, el este băiatul meu. El este fiul meu. Vă invit să urmărim împreună două întâmplări. Una din Vechiul Testament și cealaltă din Noul Testament. Două imagini ale harului incredibil al lui Dumnezeu. Iar în prima dintre aceste întâmplări, vă invit să urmăriți, sau de fapt nu vă invit să vedeți eșecul omului, ci vreau să vedem cum lucrează Dumnezeu în viața acestui personaj. Este vorba despre Iosif. Haideți să ascultăm cuvintele, așa cum le găsim în Cartea Genezei, în capitolul 45. Capitolul 45 al Genezei, versetele de la 1 la 15. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif. Mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foamea în țară și încă 5 ani nu va mai fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cărmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul. Pogoară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Goșen. Și vei fi lângă mine tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi veți vedea cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui, că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am înăgit și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat pe gâtul fratelui său, Beniamin a plâns. Și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Ce descoperire minunată a îndurării și harului în viața lui Iosif. În mod cert,
Iosif era la acel moment cel mai puternic om de pe fața Pământului. Cea mai importantă împărăție, cea mai importantă țară la momentul respectiv în istorie era Egiptul. Cine conducea Egiptul? Teoretic, Faraon. Practic, Iosif. Faraon i-a încredințat comanda acestei națiuni lui Iosif. În Geneza 41:40, ce-i spune Faraon? Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Singura diferență dintre Faraon și Iosif era aceea că Faraon era așezat pe tron, iar Iosif nu era. Singura diferență. Avem deci acest om. Cel mai puternic om de pe fața Pământului. Împreună cu 50 frazei lui, fără ca aceștia să suspecteze ceva. 10 frați care cu ani în urmă l-au urât atât de rău, atât de mult. Încât aproape că l-au omorât, pentru că apoi să decide că e mai bine să obține câțiva bănuți de seama lui. Și l-au vândut negustorilor de sclavi. Vă invit să, nu pentru acum, ca un studiu personal, să urmăriți paralelele dintre viața lui Iosif și viața lui Iisus. Să spuneți câte găsiți. Iosif este un prototip al lui Iisus Hristos. Vândut de frații lui, pe arginți. Nu vă mai dau acum de idei, pentru că vreau să le descoperiți din noastră, dacă aveți plăcerea aceasta. Iosif este un reprezentant, un prototip al lui Iisus Hristos. Acest Iosif ar fi putut să se folosească de poziția lui și să-i pedepsească aspru pe frații săi. Fără ca cineva să îndrăznească să pună la îndoială deciziile sale, fără ca tatăl lui să știe că, că el este cel care a determinat această răzbunare. Iar în plus, dacă stați să vă gândiți, Iosif ar fi fost justificat în acțiunile lui. Acești oameni își meritau răsplata pentru fapta lor rea, pentru faptele lor rea. Și totuși, într-o desfășurare extraordinară de har și îndurare, Iosif ne arată un crâmpei din atributele divine ale lui Dumnezeu. Iosif îl reprezintă pe Dumnezeu în fața unei lumi care are nevoie de această imagine. Iar în timp ce privim la această imagine, vom reveni la întâmplarea cu Iosif, devenim conștienți de atributele lui Dumnezeu. Har și îndurare. Îndurare și har. Lucruri pe care le vedem clar într-un alt pasaj, de această dată în Noul Testament. În Matei, capitolul 15. Matei, capitolul 15 ne vorbește de la versetul 21, începând. Ne vorbește despre o femeie cananeană. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeană a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. Fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Urmăriți cu atenție toate detaliile acestei întrebări. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el a zis: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. În original nu se spune căței. Cornilescu a fost blând când a tradus. Se spune câini. Da, Doamne, a zis ea. Dar și căței mănâncă frământurile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a prămăduit chiar în ceasul acela. Iisus este abordat de o femeie din Renanuri, care îi cere ajutorul. Îl identifică pe Iisus ca Mesia și îl roagă să aibă milă de ea și de fica ei. Iar inițial pare că Iisus o ignoră pe această femeie. Cum vi se pare această imagine a lui Iisus? O femeie în nevoie vine să-i spună că are nevoie de ajutorul lui. Iar el zic, tace. Mai mult decât atât, vin ucenicii și spun: Doamne, fă ceva! Zi să plece! Fă ceva!
Pentru că strigă după noi. Acum vă întreb. Nu vi se pare ironic? După cine striga femeia aceasta? Eu nu citesc în verset aici că se spune că femeia striga Iisuse, Fiul lui David și ucenicii tăi, aveți milă de mine. Și totuși ucenicii ce zic? Strigă după noi. Serios? Iisus nu este de la noi că femeia strigă, însă ucenicii sunt. Cred că răspuns Iisus spune nu sunt trimis decât la casa lui Israel. Cui vorbește Iisus în momentul acesta? Ucenicilor. A doua situație în care Iisus o ignoră pe această femeie. Femeia spune, Doamne, da, dar și câinii mănâncă fărâmituri. Abia atunci Iisus spune mare credință. Mare credință. Această femeie neabătută și nedescurajată de răspunsurile lui Iisus continuă să insiste și să-și pledeze cazul. În argumentarea cazului lui, Iisus folosește analogia dintre copii și câini, spunând că nu ar fi corect ca pâinea pentru copii să fie dată câinilor care sunt sumasă. Însă femeia aceasta spune o adevăr extrem de mare, chiar și câinii nu încă fărămiturile pe care la masă. Ce spune de fapt această femeie? Ea recunoaște că până și o fărâmă din mila și puterea lui Iisus ar fi suficientă, ar fi de ajuns să o elibereze pe fiica ei de demonul care o poseda, care o chimia. Iisus recunoaște credința acestei femei și o vine pe fiica acestei. Iisus a venit pentru evrei și apoi pentru neam. Vedem acest model și în ceea ce spune Pavel, mai târziu ce spune, întâi pentru evreu și apoi pentru neamuri. Când evreii nu l-au primit, el a mers la cei care l-au primit, arătându-le puterea și mila lui Dumnezeu. Nu doar lor, ci și lumii care privea. Aș vrea să vă spun că în această dimineață eu nu mă identific cu Iosif. Dar în mod cert, au fost situații în viață când mi s-a greșit. Când am suferit nedreptăți. Și știu că fiecare dintre voi ați trecut prin astfel de situații. Ați avut situații în care vi s-a greșit. Sunt momente în care noi suntem victima. Și avem nevoie să privim la viață și la atitudinea lui Iosif pentru a ne reaminti că trebuie să iertăm. Așa cum am fost iertați și noi la rândul nostru. Am putea vorbi despre Iosif și să învățăm importanța iertării altora. Iar acest lucru ar fi extrem de potrivit. Și sunt convins că ați ascultat o predică de genul acesta și sunt convins că veți mai auzi mesaj de genul acesta. În mod cert, dacă sunt persoane pe care trebuie să le iertăm, ar trebui să facem acest lucru chiar astăzi, fără nicio amânare. Iar dacă avem nevoie de iertare din partea cuiva, avem nevoie să cerem astăzi acea iertare. Dar astăzi nu mă identific cu Iosif. Nu mă identific cu victima astăzi. Mă identific cu frații lui. Cu oamenii aceia de nimic, care nici măcar nu mai erau conștienți că aveau nevoie de iertare înainte de a intra în curțile lui Iosif, cerând de mâncare. Îmi imaginez că aproape că au și uitat ce au făcut lui Iosif. În ultima instanță, ei știau că madianiții respectiv, cărora Iosif a fost vândut, urmau să meargă spre Egipt. Era piața de sclavi, cea mai profitabilă. Nici măcar nu mi-a trecut prin cap. Dacă mergem în Egipt și ne întâlnim cu Iosif, ce o să se întâmple? Au uitat acest lucru. Nici măcar nu au stat pe gânduri atunci când tatăl lor le-a spus, mergeți și cumpărați în mâncare. Așa că îi vedem aici, la curțile lui Iosif, nefiind măcar conștienți că au nevoie să ceară iertare acestui conducător puternic înainte de a cere să cumpere de mâncare. Cât de omenească, nu, cât de decăzută este această atitudine. În ultima instanță, omenească și decăzută sunt cam sinonim la ora aceasta. Cât de decăzută este această atitudine
cerând binecuvântarea lui Dumnezeu, fără ca măcar să-i cerem iertare. Nu suntem de multe ori așa? Gândiți-vă bine. Îi cerem lui Dumnezeu să ne binecuvânteze. Fără ca măcar să-i cerem iertare. Cât de asemănătoare această atitudine a fraților lui Iosif cu atitudinea noastră, cerându-i lui Dumnezeu să ne rezolve problemele, fără ca mai întâi să ne mărturisim păcatele. Nu mă identific cu Iosif astăzi, mă identific cu frații lui. Și de asemenea mă identific și cu femeia cananită. Nu pentru că aș avea un copil bolnav care are nevoie de vindecare, ci pentru că sunt nevrednic de a primi orice binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Iar această nevrednicie lovește la însăși temelia mândriei noastre ca adventiști. Fraților, surorilor, haideți să avem un moment de onestitate. Noi credem că merităm ceva. Prin faptul că avem adevărul, prin faptul că ținem principiile, prin faptul că respectăm sabatul, vreau să vă dau o știre care s-ar putea să nu vă convină. Nu merităm nimic. Toată îndreptățirea noastră este ca... ca ce? Ca o cârpă murdară. Cine vă va izbăvi din acest trup de moarte? Aceștia suntem noi. Credem, înșelându-ne, că suntem ceva, când de fapt nu suntem. Suntem nevrednici de a primi orice binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Vedeți, prin mine însumi, nu am făcut nimic, nimic ca să merit binecuvântările primite din partea lui. Nu sunt partea poporului ales al lui Dumnezeu. Am eșuat în încercarea mea de a arăta altora cum arată Dumnezeu. Și am o suspiciune că dumneavoastră n-ați fost mai de succes decât mine. Sunt, dacă vreți, așa cum spune versetul aici, sunt un câine. Un păcătos care a fost salvat prin Harul lui Dumnezeu. Și aici intervine acea parte despre care vorbeam, ca dar, fără plata. Dacă am primit Harul lui Dumnezeu și am convingerea că l-am primit, este pentru că nu merit nimic. În ciuda faptului că nu merit nimic, am primit acest dar deosebit din Harul lui Dumnezeu. Nici unul dintre noi nu a făcut nimic ca să merite răscumpărarea, iertarea sau dragostea lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeul a făcut puternic. A privit din cerurile prea înalte și ne-a văzut pe fiecare. Așa cum suntem. Ca niște câini. Înnotând în mreaja păcatului. Și știți ce a făcut Dumnezeu? Ne-a iubit. Ne-a iubit atât de mult încât l-a primit pe Fiul Său să umble cu noi, să umble printre noi, să ne vorbească, să trăiască o viață perfectă, iar în cele din urmă să-și dea viața pentru noi. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Și aceasta pentru tine și pentru mine. Pentru ca să nu trebuiască să mai cerșim din fărâmăturile Harului lui Dumnezeu. Prin moartea lui Iisus Hristos, Dumnezeu a deschis larg porțile cerului, oferindu-ne revărsarea Harului și milei sale. Nu mai suntem ca niște câini care stau la poartă cerșind acele fărâme. Ni s-a oferit mai mult decât știm noi chiar să cerem din partea lui Dumnezeu. Ni s-a oferit mai mult decât ne putem chiar imagina că am putea face cu acele binecuvântări. Aș vrea, fraților, surorilor, aș vrea să vedeți cât de mult suntem binecuvântați. Știu că ne uităm la realitatea noastră omenească și ne plângem că nu avem și că... Și nu spun că avem. Uitați-vă însă la lucrurile care contează. Și întrebați-vă dacă nu cumva ați primit mai mult decât meritați. Și bucurați-vă de acel dar. Ne bucurăm de aceste binecuvântări? Ne bucurăm. Până când ajungem la plinătate, la sațietate,
mâncăm din această pâine pe care Dumnezeu ne oferă, pe care Iisus Hristos în Harul Său ne oferă, vă întreb, ce facem cu fără minunile rămase? Este datoria noastră să găsim pe alții care au nevoie de Harul lui Dumnezeu și să îi invităm să ia parte la ospățul fărâmiturilor de har care cad împrejurul nostru. Niciodată nu ar trebui să restrângem acest dar al lui Dumnezeu, să îl ținem pentru noi, ci să îl împărtășim cu o lume în nevoia de a fi iertată. Niciodată nu ar trebui să ne gândim că ăsta este pentru noi, iar celălalt să-și vadă treaba. Martin Luther a fost citat spunând: Hristos, Domnul nostru, este o sursă infinită a Harului întreg. Atât de mult încât dacă întreaga lume ar lua suficient har și adevăr pentru a face această lume îngeri, pentru a transforma pe acești oameni în îngeri, sursa ar arăta ca și cum nu a pierdut nici măcar un strop. Fântâna ar fi întotdeauna plină ochi cu Harul lui Dumnezeu. Ni s-au oferit torente de har, pe care trebuie să le ducem la o lume care este în mare nevoie de mila și harul răscumpărător al lui Dumnezeu. Ernest Hemingway, un faimos scriitor american care a trăit în Europa multă vreme, dacă ne aduc aminte bine, chiar a participat în primul război mondial. A locuit în Franța, în Spania, i-a plăcut această parte a lumii. A scris o povestire, Hemingway a scris o povestire scurtă numită Capitala Lumii, în care relatează povestea unui tată din Spania și fiul acestui tată, pe numele lui Paco. Un nume comun în Spania. Nu știu dacă unul dintre dumneavoastră poate știți. Paco. Și povestește despre relația tumultuoasă dintre tată și fiu. Fiul rebel. Când relația s-a rupt, iar fiul rebel a fugit de acasă, tatăl a început o căutare furibundă fiului său. Iar în cele din urmă, ca ultim argument, ca ultimă metodă de a-l găsi pe fiul său, tatăl a dat un anunț într-unul dintre ziarele majore din Madrid, în care spunea: Dragă Paco, acesta a fost mesajul. Dragă Paco, te rog, vreau să ne întâlnim mâine la amiază în fața sediului ziarului. Totul este iertat. Cu dragoste, tată. A doua zi, în fața redacției ziarului, la ora 12, erau aproximativ 800 de persoane pe numele lor Paco. Toți căutând iertarea tatălui lor. Trăim într-o lume frântă, sfărâmată, unde oamenii au nevoie de iertare. În fiecare zi venim în contact cu oameni care au relații rupte, ca așa, dintre Paco și tatăl său. În multe feluri, noi toți suntem un Paco. Toți avem nevoie de iertare de la tata. Însă, în loc de a da un anunț în ziar, tatăl a trimis pe fiul său să moară o moarte crudă pe cruce. Și la fel ca și tatălui Paco, invitația a fost lansată, aceea de a veni și totul va fi iertat. Îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu că El nu a așteptat ca mai întâi noi să realizăm nevoia noastră. Nu a așteptat ca mai întâi noi să ne apropiem de El. De multe ori avem această mentalitate păcătoasă, că un om poate să primească mântuirea lui Dumnezeu doar dacă face o schimbare mai întâi în viața lui și apoi Dumnezeu îi va oferi această mântuire și această iertare. Vă întreb, cam câte lucruri bune a făcut Calvarul pe cruce înainte de a primi mântuirea? Și vreau să vă spun că El este unul dintre puținii din Sfânta Scriptură despre care vă pot spune certitudine, 100%, că va fi mântuit. Cam câte lucruri bune a făcut? Cam câtă schimbare în viața lui a făcut acest tâlhar? Câtă? Spuneți-mi. Vă rog. Cât?
mai tare. Mai tare. Haideți, nu vă fie frică. Că ziceți bine ce ziceți. Nimic. Nimic. Singurul lucru pe care l-a spus, Doamne, a adus aminte de mine. Ei sunt mulțumitori lui Dumnezeu că El nu a așteptat ca mai întâi să ne apropiem de El, ci El s-a apropiat de noi, îmbrăcându-se cu umanitatea noastră fragilă. Nu a așteptat ca mai întâi noi să strigăm către El, ci El ne-a vorbit chemându-ne. Sunt mulțumitor pentru cruce astăzi. Sunt plin de gratitudine pentru că El a venit să caute și să mântuie ce era pierdut. Îi sunt mulțumitor că El a primit din ceruri și în ciuda a ceea ce eram, ne-a binecuvântat cu fărămiturile Harului Său. Îmi place să-mi imaginez cum a fost prima masă a lui Iosif cu frații săi, după ce frații lui au descoperit cine este de altă acest cârmuitor al Egiptului. Probabil că a fost o sărbătoare așa cum n-a mai fost în Egipt înainte. Imaginați-vă mirarea, uimirea de pe fețele fraților săi. Cei care au trecut de la statutul de paria, de străin, într-o țară străină, cerșindu-și mâncarea în instanța, chiar dacă ei aveau impresia că plătesc pentru mâncarea aceasta. O tranziție de la a fi străin, într-o țară străină, cerșindu-ți mâncarea, la statutul de familie, de frate al celui mai puternic om din Egipt. De la câini cerșind fărămituri, la familia care stă la masă. Nu mai erau străini în speranța că vor putea cumpăra mâncare, ci prin harul și mila lui Dumnezeu descoperită în Iosif, erau participanți la acest mare ospăț. Și vreau să vă spun că același lucru vă este oferit și dumneavoastră astăzi. Nu știu unde sunteți în umblarea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe și dumneavoastră știți. Însă, dacă încă mai căutați să-L mulțumiți pe Dumnezeu, să-I satisfaceți cerințele lui Dumnezeu, sunteți pe o cale greșită și veți mai căuta multă vreme. Dacă însă, din potrivă, veți descoperi că Dumnezeu are deja un spațiu pregătit, atunci vă veți putea bucura, nu de fărămituri, și de plinătatea acestui ospăț. Și toate celelalte lucruri vor veni. Nu neg că este important să trăim o viață de sfințenie. Nu aceasta este intenția mesajului meu. Să de multe ori avem impresia că această viață de sfințenie ne va duce undeva mai aproape de cerul, pentru ca Dumnezeu să aibă mai puțin de lucru în a ne ridica pe noi, când Hristos va veni. În momentul în care vom descoperi harul irezistibil al lui Dumnezeu, toate celelalte lucruri, viața noastră, nevoia de a avea principii, vor fi aranjate așa cum trebuie. Și vor avea sens. Toate acele eforturi pe care poate la momentul acesta le facem doar ca să obținem ceva care ne este oferit de fapt ca dar. Ce spune Roman 6:23. Plata păcatului este moartea. Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este. Și vă mai întreb încă o dată și vă să întâi. Cam cât trebuie să munciți ca să obțineți darul vieții veșnice? Ce trebuie să faceți ca să obțineți darul? Să-L primești și să crezi. Darul acela este pentru tine. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Mântuirea este un dar. Salvarea este un dar. Cerul este un dar. Dragii mei, haideți să trăim în așa fel încât să demonstrăm că am primit darul.
să încetăm să ne mai luptăm, să-i demonstrăm lui Dumnezeu că suntem ceva sau cineva. Dumnezeu știe cine suntem. De aceea l-a trimis pe Fiul Său, pentru că știa că altfel nu avem nicio șansă. Dumnezeu știe cine sunteți. Să Dumnezeu știe, de asemenea, că vă iubește mai mult decât pe oricine altcineva de pe fața Pământului. Și de aceea vă vrea cu El. Să ne bucurăm de darul fără plată de Dumnezeu. Să ne bucurăm de mila Lui, să ne bucurăm de harul Lui. Astăzi și mâine și poimâine. Și sabatul viitor, când veniți la biserică, să fiți convinși că aveți darul și să arătați pe fețele dumneavoastră că aveți acest dar. Și peste o lună să fie la fel. Și peste un an. Până la sfârșitul vieții dumneavoastră. Sau până când va veni Hristos. Amin. Numele Domnului Hristos, Sfântul Sfântul Divin, cu numărul 161. Cât a har, ce minunat! Ai spus să fiu salvat. În numele Domnului
vreau să cer oameni cu durat acest mulțumim pentru toate noi, să vii și o casă pe acolo și pe aici.